Capitol 76. Omul 1. Oare nu a avut omul, 2. parte de o bucată de timp când el nu era ceva vrednic de a fi pomenit, 3. 2. Nu l-am creat pe om dintr-o picătură de amestecuri, ca să-l încercăm, și l-am făcut pe el cu auz și cu vedere. 3. Noi l-am călăuzit pe drum. 4. Fie că el va fi mulțumitor, fie că el va fi nemulțumitor. 4. Noi am pregătit pentru necredincioși lanțuri, fiare și un foc cu vâlvătăi. 5. Ce și vorbea dintr-un pahar, 5. Al cărui amestec va fi cu camfor, 6. 6. Dintr-un izvor din care beau robii lui Allah, făcându-l să țâșnească mereu, 7. 7. Ei își țin legămintele și se tem de o zi, al cărei rău se întinde peste tot. 8. Și îl hrănesc cu mâncare, în ciuda dragostei pentru ea, pe cel sărman și pe orfan și pe prizonier. 9. Zicând, noi vă hrănim pentru a dobândi fața lui Allah. 8. Și nu voim de la voi nici răsplată, nici mulțumire. 10. Noi ne temem de o zi posomorâtă și tristă de la Domnul nostru. 11. Allah îi va apăra pe ei de răul acelei zile și va face pe ei să aibă parte de lumină, nouă, și bucurie, 10. 12. Și îi va răsplăti pe ei pentru că au răbdat, 11, cu o grădină și cu veșminte, de mătase. 13. rezemându se pe divanuri, fără să vadă în ea nici soare arzător, nici gel. 14. Și asupra lor se vor lăsa în jos umbrele ei, iar fructele ei vor atârna, fiind la îndemâna lor. 15. Și se va trece printre ei cu vase de argint și cu pocaluri cristaline. 16. Cristalurii de argint făcute cu măsură precisă. 17. Și li se va da să bea, acolo, dintr-un pocal al cărui amestec va fi cu ghimbir. 12. 18. Scos, acolo dintr-un izvor ce se cheamă salsabil. 19. Vor trece printre ei băieți veșnic tineri, care, când îi vezi, crezi că sunt mărgăritare înșirate. 20. Și când te vei uita acolo, 13. Vei afla plăcere și mare împărăție. 21 vor purta veșminte din mătase verde și brocart și vor fi împodobiți cu brățări de argint. Și domnul lor le va da să bea dintr-o băutură curată. 14. 22. Aceasta, 15, va fi pentru voi răsplata și râvna voastră va primi mulțumire. 23. Noi ți-am trimis ție Coranul treptat. 24. Așadar, fii răbdător și așteaptă judecata Domnului tău și nu da ascultare vreunui păcătos sau necredincios dintre ei, 16. 25. Și pomenește numele Domnului tău, 17. Dimineața și seara. 26. Și prosternează te dinaintea lui și o parte din noapte și laudă-l pe el și în timpul nopții îndelung. 27. Aceștia, 18, iubesc viața trecătoare și lasă în urma lor o zi grea. 19. 28. Noi i-am creat pe ei și am întărit făptura lor. Însă dacă voim, noi îi putem înlocui pe ei numai decât cu alții asemenea lor. 29. Aceasta, 20, este o îndemnare și cine voiește apucă drumul către Domnul Său. 30. Însă voi nu puteți voi decât dacă binevoiește Allah, căci Allah este a toate știutor, și, înțelept. Alim. Hakim. 21. 31. El lasă să intre pe cine voiește sub îndurarea sa, iar nelegiuiților le-a pregătit chin dureros, 22.